8 mai Făgăduințe mai bune Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Evrei 8 cu 6 Israeliților li se poruncise în mod deosebit să nu piardă din vedere poruncile lui Dumnezeu, prin păzirea cărora aveau să găsească tărie și binecuvântare. Ei fusese martor la vestirea legii, printr-o demonstrație de omăreție înfricoșătoare și tremuraseră de spaimă la poalele muntelui. Cu toate acestea nu au trecut decât câteva săptămâni până când s-a rupt legământul cu Dumnezeu și s-au închinat înaintea unui chip cioplit. Ei nu puteau nădăjdui că pot avea în continuare favoarea lui Dumnezeu printr-un legământ pe care îl calcaseră. Și acum văzându-și păcătoșenia și nevoia de iertare, ajunseseră în punctul în care simțeau necesitatea de a-l avea pe Mântuitorul descoperit în legământul avramic și preînchipuit în jerfele rituale. Acum erau legați, prin credință și iubire de Dumnezeu, ca izbăvitor al lor din legătura păcatului. Acum erau pregătiți să prețuiască binecuvântările noului legământ. Condițiile vechiului legământ erau Fii ascultător și vei trăi. Omul care le va împlini va trăi prin ele. Ezechiel 20 cu 11, Levitic 18 cu 5 Dar blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face. Deuteronom 27 cu 26 Noul legământ a fost așezat pe făgăduințe mai bune. Făgăduința iertării păcatelor și a Harului lui Dumnezeu care să înnoiască inima, și să o aducă în armonie cu principiile legii lui Dumnezeu. Binecuvântările noului legământ sunt întemeiate în întregime pe îndurarea de a ierta nelegiuirea și păcatele. Toți cei ce își smeresc inimile, mărturisindu-și păcatele, vor afla milă, har și încredere. A încetat Dumnezeu să fie drept arătând milă față de cel păcătos? Și a demonstrat el legea sfântă și a îngăduit de acum încălcarea ei? Dumnezeu este corect. El nu se schimbă. Condițiile mântuirii sunt mereu aceleași. Viața, viața veșnică, este pentru toți cei care se supun legii lui Dumnezeu. Sub incidența noului legământ, condițiile prin care poate fi câștigată viața veșnică sunt aceleași ca și sub cea a vechiului legământ, ascultarea desăvârșită. În legământul mai bun, cel nou, Domnul Hristos a împlinit legea în locul călcătorilor ei, dacă aceștia îl primesc prin credință ca mântuitor personal. În legământul mai bun suntem curățiți de păcat, prin sângele Domnului Hristos.